Marius Tudorică, Mihai Căpățână, Adrian Voicu și Adrian Bălan. Alexandru Coman șutează Cernat în blocaj, mingea ajunge în fața porții și am văzut o super intervenție a lui Cristi Bălgrădean, formidabilă intervenție a lui Cristi Bălgrădean. Cât de bine începe această partidă. Laurențiu Marinescu a fost cel care s-a opus. Noi revedem ocazia lui Doru Popadiuc, fotbalistul venit la FC Voluntar de la Steaua, la schimb cu Vlad Achim. Iată, șutul lui Florin Cernat este blocat, apoi mingea ricoșează norocos pentru Doru Popadiuc. Dezdelor Florin Cernat trimite în zid, mingea a fost blocată de Melinte. A solicitat lovitura de la 11 metri, cred, Florin Cernat. Să vedem ce s-a petrecut. Iată șutul lui Florin Cernat și mingea l-a lovit în brațul stâng pe jucătorul Concordiei, pe Melinte. Marian Cristescu la colțul scurt, pena! Și vedem o super paradă și a celuilalt portar, Mircea Bornescu. Bruno Madeira, un fotbalist adus în fotbalul românesc de FC Brașov. Încă o dată reluarea lui Pena. Recent Florin Marin a fost nevoită să joace un baraj cu UTA Bătrâna Doamnă. Pasează Fesi pentru Pena pe lângă poartă. Putea fi un super gol al lui Marius Pena. Foarte bună pasa trimisă de Patrice Fesi. Iată, s-a văzut bine pe reluare. Pena îi cere mingea lui Fesi, ridică brațul, Fesi se conformează. Pasa a fost bună, execuția lui Pena nu a fost una perfectă. Duelul Pena îl driblează pe Moche și pasează pentru Răzvan Grădinaru. Grădinaru încearcă și reușește să treacă de Coman. Centrare pentru Cristescu! Ocazie mare pentru Concordia. Marian Cristescu foarte aproape să deschidă scorul. S-a înălțat foarte bine de lângă adversar Marian Cristescu, de lângă Ionuț Palaur, de remarcat și modul în care Grădinaru a trecut de Alexandru Coman. Pentru Cernat, șutează Cernat pe jos, a blocat Mamele. Grădinaru scapă mingea sub control și este acolo un duel tare pentru minge, chiar foarte tare. Să vedem ce decizie va lua Adrian Cojocaru. Grădinaru este un fotbalist care are un galben, vine al doilea și este trimis la vestiare Răzvan Grădinaru după acest duel cu Alexandru Coman. Din minutul 50, în inferioritate numerică, formația lui Emil Săndoi iese pe marginea terenului. Iată momentul în care Săndoi îi transmite un mesaj cât se poate declar lui Răzvan Grădinaru. Cred că la învăluire Lucian Cazan, Marinescu combină însă cu Cernat, Marinescu la marginea careului. Unul dintre jucătorii aflați pe extreme, Popadiuc sau Ivanović, până la urmă punctează Daniel Novac. Nu a fost offside, nu s-a ridicat fanionul de la margine și astfel Novac a ajuns în poziție de finalizare. Iată șutul lui Marinescu, până la urmă un șut ratat, dar oare nu este în poziție neregulamentară jucătorul Voluntariului? Novac izbit aici de mingea trimisă de Laurențiu Marinescu, jucător de atac. Centrare acum și Madeira este aproape de un gol frumos, aș zice, pentru că mingea s-a dus aproape de vinclu. Bruno Madeira putea fi seara mijlocașilor defensivi după ce Novac a deschis scorul. Putea înscrie acum și Bruno Madeira, lui Bruno Madeira. Tim,
fundaș central, contează calitatea lor. Mamele lovește mingea cu capul, face același lucru Tincu și Căpățână scapă singur acolo cu Bălgrădean și lobează foarte frumos pe portarul Concordiei. În principal faza primului gol marcat de FC Voluntari, acea poziție a lui Novac, acum este șansă de... De fapt chiar a pasat, dar nu a reușit să trimită mingea cu echipierilor. Acum reușește să marcheze drept, aproape cu poarta goală. Iată șutul lui Adrian Bălan, direct în Bălgrădean. Deplasare cu Steaua, o nouă confruntare cu Steaua. O lansare acum pentru Adrian Bălan, aflat în poziție regulamentară. Adrian Bălan! Curat mingea printre picioarele lui Cristi Bălgrădean. La această fază Adrian Bălan, iată-l pe Bălan scăpat singur, trimite mingea printre picioarele lui Bălgrădean în poartă dintr-un unghi închis. Asta și pentru că și făcuse mingea prea Marinescu. Vor și al cincilea gol oaspeții, însă Adrian Cojocaru pune capăt partidei. Concordia, FC Voluntari 0-4, Novac a deschis scorul în minutul 61, Căpățână a marcat în minutul 75 pentru 2-0. 3-0 a fost după golul marcat de Ivanovici în minutul 84, ultimul gol oaspeții l-au înscris în prelungiri prin Adrian Bălan, mai precis în primul minut.